ziua! Mă numesc Alexandru Panait. Sunt elev în clasa 4-a din Școala Generală Spectrum Paladin, iar învățătoarea mea este doamna Verona Nicolae. Pentru concursul First Step, am creat jocul Școala Verde, un joc interactiv și educativ. Gunoiul afectează mediul înconjurător, iar reciclarea acestuia aduce beneficii uriașe, cum ar fi reducerea emisiilor de gaze, prevenirea risipei de materiale, metale rare, de exemplu, sau consumul de materii prime, cum ar fi lemnul, reducerea poluării și conservarea resurselor naturale. Iar prin jocul Școala Verde, copiii sunt încurajați să se implice în activitățile casnice, să recicleze, să arunce deșeurile selectiv sau cum să facă alegeri inteligente. Jucătorul conștientizează importanța reciclării și învață despre responsabilitatea față de mediu într-un mod plăcut prin joc. Dar, haideți să vă arăt cum am creat jocul și cât de interactiv este acesta. Care se pot căuta în librăria făcută de Scratch sau descărcate de tine. Salut! Bine ai venit, jucătorule, în Școala Verde! În concluzie, viitorul nostru depinde de obiceiurile învățate în copilărie. Cu o gândire constructivă și un mod de viață ordonat, putem să contribuim la bunăstarea noastră și a celor din jurul nostru. Dacă acest joc va prinde interes, în partea a doua voi crea o fabrică de reciclare cu mult mai multe personaje și cu nivel de dificultate mai mare. Da, jucătorule, nu uita! Statul excesiv în fața calculatorului îți strică vederea. Chiar dacă ochelarii se pot recicla, vederea nu se poate recupera niciodată. Mulțumesc pentru atenția acordată și hai să jucăm!